Vă salut, oameni frumoși! Astăzi o să fac pe curierul, o să iau mâncare de la atelierul de pizza și o să le livrez la oameni acasă. Sper să mă descurc. Eu vă dați seama că mașina să fie ok, adică când mă duc la oameni ei să fie deschiși, să zică: wow, Mircea, bravo, ce tare ești, apreciez! Dar poate să fie și genul: ce este, o, măscăriciule, hai, dispar de aici, lasă mâncarea! Da, o să fie destul de nașpa pentru că o să iasă un vlog foarte, foarte scurt. Vreau să le mulțumesc celor de la atelierul de pizza care ne-a dat de mâncare timp de 30 de zile cât am filmat filmul de lungmetraj Mirciulică și acum cred că ar fi frumos să le zic un mare mulțumesc. Suntem în laboratoriu de la atelierul de pizza unde se asamblează meniul zile aici. Mănâncă lumea în Cluj și în Florești? Mănâncă foarte bine. Să mai mănâncă ciorbă? Ciuncă cu. Vă zic sincer, de o lună am mâncat o ciorbă, deci acum nu mai trebuie. Nu-i sănătos. Astăzi o să ducem ciorbă la oameni ca să-i facem mai sănătos. Deci practic sunt mic medic astăzi în vlog. Niște pene, merovisepia, niște tagliatele cu grip. Înseamnă că melodia mea preferată e o melodie minimă, tot așa sună. No, acum a venit momentul adevărului, a venit domnul. Sper să nu le scap. Bună! 7 pizza, nu? O, ce bucurie! Da? Da, foarte multă bucurie, mulțumesc mult! Să știți că eu personal le-am făcut. Nu cred. Nici eu nu cred, adevărat, m-ați zis în prima. Am încercat să le fac, dar am zis că să nu o stric. Da. Sunt foarte bune. Dar dacă le-au făcut ei, e ok. Da. E în regulă, eu mă bucur că le primesc de la tine. Mă bucur și eu. Da. Eu vreau să te întreb, toate sunt pentru tine? Nu. Pentru un prieten, îi le țin numai. Nu. Chiar există o echipă care lucrează de foarte de dimineață și oamenii se bucură să mănânce la 12. No, ce frumos. Oameni care lucrează în caz de foarte de dimineață. No, spune-le că îi salut și pizza e cu binecuvântarea mea, nu știu dacă ar conta, dar dacă îmi trimiți un link ca să vadă discuția asta, cred că se te punem pe net. O să te facem vlog chestia asta. Uite aici din partea mea. Cu multă energie. Poftă mare, Sanet. Poftă mare. Ce poate fi mai fain decât să vezi clienți mulțumiți? Deci viața nu mai contează, stai că ceva nu-i mulțumit. Am greșit? A, să plătiți. Cu banii ai, că nu mă știu, cu banii, eu m-am acudat. Hai că, să nu stricăm, hai să meare, să nu stricăm aici. Mersi mult, mersi mult. Bună ziua, 190. Nu mai taxat și că am fost, bine am zis, la preț normal. Acestea sunt fetele, sunt vocile dulci care zic: alo, vă pot ajuta cu ceva? E vreunul care zice: tu, a ta mi-e foame, am de rapid. Da. Îți? Da. Și dacă zici mi-e foame, vă grăbiți mai tare? La toți clienții mei grăbim cât putem de repede. Tot timpul un mi-e foame grăbește parcă un pic lucrurile. Da. Și care a fost cea mai mare comandă pe care a luat-o? Dăm 50 de pizza. A fost și o de 100. 100 de pizza? Este ciorbă cernească de porc și lasagna. Foarte bună. Chiar dacă vrea să lască cu Mircea, bravo. Bună ziua! Bună ziua, vă salut! Mircea, bravo sunt! Bună! Mircea, bravo sunt! Fac clipulețe pe net astea, așa, semi-amuzante. Mă cunoașteți? Da, fratele Mircea, exact, exact. Te salut, te salut! Vreau să zic că ai făcut o alegere bună cu mâncarea și, nu, să ai grijă, am vrut să te salut, că nu ne-am mai văzut de ceva vreme și aș fi fost păcat. E adevărat, el mă vede pe mine, eu nu-l văd pe el. Hai că te las cu domnișoara drăguță, că nu, să nu strig eu atmosfera, bine? Hai că ți-o dau înapoi. Uitați aici, ca un platou care se tot rotește și poți să servești. Deci se fac acum 7 pizza deodată. Câte pizza încap cei mai mult aici? 13. 13? Da, da. Și vreau să te întreb la pizza, care e schema? E tare pizzerul, cuptorul sau ingredientele? Toate trei. Voi ce cuptor aveți aici? Pe lemne. Pe lemne? Ce mai bun cuptorul pe lemne? Mai bun, se coace mult mai bine. Mai o aromă mai bună. Mi-ar face un sufragerie, am o sufragerie vreo 20 de metri pătrați, zic că în mijlocul unde ăsta. Da, perfect, e bun și iarna. Și dacă putem din costuri. Și poate vin într-o zi să mă ajut să-mi fac ceva pizza. Deci dacă îmi fac un cuptor, tu vii, mă ajut, să facem noi de ingrediente. Sigur, sigur. Te uiți, op. Opa. Pentru că m-am descurcat foarte bine la prima misiune, gen a, da, pizza, o să luăm mașina frumos și chiar o să mergem la oameni acasă să livrăm pizza și alte preparate. Pregătit. E cel mai nașpa lucru, mi se aștepte lumea după mine, așa că deja sunt panicat, vă zic. Uh-huh. Poate după livrarea asta te așteptăm în echipa noastră. Nu zice de două ori. Două ori odată ajunge. Prăjeală am, să conduc, n-am făcut de mult accident. Chiar acum suntem în Florești, unde e foarte aglomerat, dar încercăm să ne ținem de timpii promiși. Oare e foame la mine ăștia care mă așteaptă, de la aia mă gândesc. Crezi, bă, când vin ăsta odată, vin mă tati, nu mă grăbesc, ce să fac.
Acum ești de partea aia. Da, cum am văzut cum e să fii, să ții cu cealaltă echipă. Arată acum. Ce-a arătat? Că intrarea e pe acolo. Am greșit. Ioi, că ăsta mare de foame, trebuie să mă întorc. Și fix amul din cauza mea, l-am pe conștiință, pom. De bă, care e drum? Aici. O să încep fiecare livrare cu expresia mii de scuze. Asta e foarte la modă în Ardeal, mii de scuze, dar și cu cea. Bă, de siguranță mii de scuze. Apoi vezi tu ce scuză ți alegi tu de acolo. Scuză gen n-am știu, n-am putut. Dar atât e mii de scuze. Alo. Alo, salut, mii de scuze. Sunt de la atelierul de pizza, am ajuns cu comanda minimul zilei, foarte proaspăt. La Inotec? Da, la Inotec. Bine, cobor. Vrei, eu urc eu dacă, cum te simți tu confortabil? Da, cobor acum. Ok. Parcă e la emisia, iartă-mă, știi? Mihai! Acum aștept să vină, știi? E tare, pentru că chiar dacă mă cunoaște, vede camera, crede că e ceva vedetă. Te salut! Mulțumesc frumos! Sincer, uite, și aici, e zon bun. Mulțumesc mult și... nu, e meniul zilei, până la urmă, da. E vorba, e mâncarea preferată a românului, meniul zilei. Ai făcut alegerea corectă, adică n-ai văzut, bați capul, meniul zilei, apoi ce e bun, nu? Da, așa și eu. La restaurant, trebuie să mă hotărăsc, pase, de alea, meniul zilei. Cea mai ușoară variantă. S-ai poftă mare și vreau să spun că salut faptul că mănânc și ciorbă. Corect. Nu mănânc ciorbă de vreo câteva luni și le simt că mai greu cu așa nu înțeleg. Mersi, salut. Mai bine. Păi mi-am dat seama că lumea n-are cum să reacționeze rău, că până la urmă vorba aia le aduci de mâncare, adică și politicienii care nu sunt cei mai iubiți oameni, ca să nu reacționeze lumea rău, le dau de mâncare, dă făină, ulei, știi, și de aia lumea reacționează fain. Deci la mâncare nu dispare orice, bă, am baulă pe bravo, băi, mâncare, mi-e drag, știi? Dă-mi seama că în cazul unui curier, dacă ai accident, Doamne ferește, sunt pe om, zici, te rog frumos să mă scuzi, dar am avut accident. Și s-a vărsat ciorba? Mă, man, mi-am lovit așa. Dar ai avut airbag, o ținut de ciorba, nu? Bine, da, aduc ciorba pe bicicletă acum. Parcă m-aș băga, dacă eram cu mașina, m-aș băga, dar am ciorba oamenilor în spate. Hai, doar bagă-te acum. Vreau să zic că o să hrănim niște muncitori, niște oameni pe șantier care construiesc, mă. Adică se vede ceva după ei, nu ca la noi, mail-uri, avioane. E bine aici parcată? Hop? E bine parcată aici? Nu? Nu? Unde ai învățat să parchezi? Da, păi, dați-mi pași, că nu mă știu cu astea. Nu știu unde ai învățat să parchezi. La Beclean. La Beclean, oraș mic, parchezi unde vrei. Nu, am un oraș mare, Cluj, figuri. Dai, bun! Te salut, hai că veni masa! Hai să trezai că se aduc banii. Mulțumesc mult. Cum are treaba astăzi? De la foarte bine în sus. No, e București, foarte vesel. Ba, Doamne ajută, eu tot timpul sunt vesel. Iau două meniuri zilei din partea mea și pe Vitu și pute în cală și tempedero, bine? Când vrei tu, uite. Uite acolo cu minibarul, vezi? Salut. Vă zic o treabă foarte șmecheră. Dacă poți să faci să rămână un om dator, cel mai bun om e meșterul, știi? Gen, am cu 50 de lei la o, adică două meniuri ale zilei, da, gen, v-am zis. Eu cu ăsta îmi fac casa când mă fac, deci tencuială, interior, exterior și mobilat prin casă, pe el îl iau. Cristi Răutăcios vrea să surprindă că mi-a murit motorul, nu e ceva extraordinar. Când ai multe task-uri, știi, adică trebuie să hrănești oamenii, trebuie să conduci, trebuie așa, e un pic mai greu. Maica mea, ma. Mami, sunt un pic ocupat că livrez mâncare. Că mă întreabă detalii, vezi, deci... Pentru mai că e firesc că trebuie să ajung să dau de mâncare la oameni. O nouă zi în care fac oameni fericiți. Vă zic că mi se pare că eu sunt bun la livrat. Chiar sunt bun în sensul în care... Bine dispun lumea, m-am mișcat foarte repede. Eram super stresat că o să întârziu, dar uite că mă încadrez în timp, toată lumea o să mănânce la fix, știi? Deci... Îmi dau de gândit asta. Chiar sunt bun. Dar ziceți-mi voi în comentarii dacă vi se pare că sunt bun. Părerea mea, nu? Aici trebuie să fii mult mai atent când ai curbele. Orice curbă înseamnă o curbă luată prost, înseamnă o ciorbă vărsată, știi? Înseamnă un om flămând, înseamnă un posibil ulcer. Nici nu vreau să mai continui mai departe, deci poate fi destul de grav. Deci există școală de șofer pentru șofer normal și școală de șofer pentru livrator de ciorbă. Am venit la bancă, mă, adică știam număr acolo, felii de pizza, tot, știi? Mi le calculează, îmi zic. Salutare de la atelierul de pizza, mea cu niște pizza, deși sunt și alte produse la noi. Sunt aici jos. Da, cobor acum. Dacă vrei, dacă ți-e comod, poți să urc eu. Nu, e ok, pot să cobor. Deci. Ok, nu insist. Bine, ceau. Nu trebuie să exagerez.
Totuși o să-l rog frumos dacă putem intra, măcar să salutăm lumea, știi? Da, Turbio! Turbio! Cash, card, bunuri de masă, bunuri de masă. Cu card? Cu card. La bancă, dacă plătea cu cash-ul, era urât, știi? Pune aici. Dar stai să vedem dacă mai are ăsta din cardul de masă. Are, Pino. Pino. Ăla e șa meu. Ăla e șa tău? Da. No, e păi... ziua cuiva? Da, mă, nu se găpinoarea. Nu mai are, vezi că nu mai are cu ăsta de bunuri. Ți-e foame? Uai, ai, ai, ai. Dar, numai întrebare, te supera că ți-am dus un loc de pizza niște salată? Salată, o salată de aia cu broccoli, stres? Mă, eu mă supăr, dar le bucur pe colegi. Da? V-am dus niște salată, aprobată, numai bine, perfect. Vrei perfect. Și bonul? N-am ce să fac. Bun? E o dovada faptului că nu ții o dietă, că-s mulți care țin, eu țin dietă și pe direct un vlog la Mircea Bravo pizza. Sunt stricată, deci. Eu vă zic sincer, simțeam că poate din bacșiș strâng ceva acolo, bă, card de un cafei. N-am primit bacșiș deloc. Ba mai mult m-am țăpat de 100 de două meniuri gratis, deci trebuie să pun eu 50 de lei. Deci, cred că, nu știu, nu sunt chiar foarte bun de livrator, care e și firma pe pierdere, știi? No, acum acopăr eu, dar nu. Trebuie să fii integru ca și livrator, știi? Fără emoții, știi? Uitați comanda, mă bucur, la revedere. A lovit mașina, a hrănit oamenii, pot să declar o victorie. Blocăm aici două mașini, m-am tăiat ce să parchez, asta e. Numărul de telefon 0264-911 din filmele americane știm că e urgență. La român urgența e țâfame. Sun, țâfame, te hrănește. N-am făcut nicio prostie. Nu, n-am stricat nimica. Oamenii nu m-au înjurat. Am un glas să-i să-l văd dacă am mâncat tot. Cum? Am ieșit pe minus, dar rămâne între noi scăzi când e mai încolo. La negociere de dezastru. Deci e dezastru, e mai mare rușinea. Bună ziua. Spune-ți cu ce vă puteam asta. Este pizza cu piept de pui. Bineînțeles. Ia avem. Margherita. Și o margherita. În 20 de minute. Bine, dar vreau și o poză. Și o poză. Și o poză. Și o poză. Vreau să vă zic că nu e așa ușor să faci livrări, sunt puțin obosit, așa că seara m-am întors la ateliuri de pizza care au și restaurant. Și aici este stand-up, este prietenul nostru, Nicu Bendea, domn primar, o să mergem să-l vedem, mai bem poate o bere cu el, ne simțim bine, dar trebuie un pic de relaxare după ta muncă. Bună seara și bine v-am găsit atelierul de pizza 2022! Hai să poate cu aplauze bogaților! Cu mașina ați venit sau ați lăsat-o la coadă la ceva benzinărie? Suntem aici cu cel mai tare stand-up comedy din România, hai să zicem din România, Nicu Bendea, de exact când am fost acolo, ai rupt. Da, da, am și ieșit, vedeți adrenalina asta, ți-a plăcut spectacolul. Care e secretul, Nicu? Secretul e să te dedici total spectacolului și spectatorului. Te-ai urcat pe scenă, ori mori, ori faci lumea să râde. Când faci la un restaurant de genul ăsta și lumea zâmbește, nu știi, zâmbește că e bună pizza, zâmbește că e bună duma. Și. Da? Adevărul e că eu mai trec pe la cuptor înainte și le mai arunc așa două, trei bancuri, glume, pe care nu le zic în spectacol, ca să fie lumea pregătită atunci când mănâncă. Am înțeles, deci trebuie și serviciile să fie serviciile bune. Serviciile impecabile. Eu fac aici din 2013, din 90 ani fac. Cu mine s-a început aici. Stand-up comedy se face în baruri, da. Locuri apropiate de scenă, 100 de locuri, fac chestii intime ca să poți interacționa cu publicul. Aici, în restaurant, mai auzi. Un cheesecake la masa 3. Aia e și bine, că te poți lega. Doamnă, la ora asta, cheesecake. O apă plată atunci. Deci faci și educație. Nicu-i pe improvizație, după cum se poate vedea. Da. Păi vezi cum am ieșit, adrenalina asta. Cred că eu aș fi bun așa la dat dume pe scenă. Cum să nu fii? Da, tu ai avut spectacol la Casa de Cultură, ai avut un roast la cinematograful Piersic. Te antrenezi. Vreau să scot din el cei mai buni. Și acum are multe bune, dar în stand-up mai ai ceva de vreau spus. Să închei video, pentru a spune că acest video a fost sponsorat de Nicu Bendea, practic este un video de promovare, dacă îl vreți la evenimente, orice, da. Nicu Bendea, dați un mesaj, vine pe bani, crede, dar te face să râzi. Deci dacă vrei să râzi asta ca lumea, asta e bună. Trebuie să ridici prețul. Trebuie să ridic prețul. Deci, aici la atelierul de pizza, Nicu Bendea, cam în fiecare săptămână. Puneți clipul în zilele următoare? Da. Și joi în 24 la spectacol. Și joi în 24 la atelierul de pizza, Nicu Bendea vine aici, face atmosferă, pizza bună de la băieți de aici la atelier, toată bine. Vă mulțumim mult, vă rog frumos, spuneți-ne dacă îl cunoașteți pe Nicu Bendea, din ce clip, care clipul vostru pe vrea cu Nicu Bendea. Da. Vă pupăm. Și mai faceți reclame cu Bravo și Bendea. Vă salută primarul. Să trăiască domn primar.